Tabăra al șaptelea izvor are o colaborare de 8 ani cu Asociația Creștină MIA. Avem un parteneriat care constă într-o colaborare fructuoasă. Noi oferim, de fapt, spațiul și cei de la Tabăra MIA organizează tabere pentru copii, pentru tineri. Personal, cred că lucrarea pe care o fac ei este o lucrare care vine în sprijinul bisericilor locale. Sunt foarte mulți copii și tineri, mai ales din bisericile mai mici, din zonă, care probabil că altfel nu ar avea ocazia ca să participe la o tabără, pentru că propria lor biserică nu o organizează. Totodată știu că MIA susține copiii care vin din familii sărace sau din casele de copii. Așadar, ei încearcă să acopere un spectru cât mai larg în ceea ce privește lucrarea aceasta de evangelizare în rândul copiilor și a tinerilor. Îmi place ideea lor de a căuta să ducă Evanghelia în rândul acestei noi generații. Toți cei care lucrăm în biserici știm că adolescenții au foarte multe întrebări, foarte multe frământări, și taberele sunt acele locuri unde ei își primesc răspunsuri la întrebările și la frământările lor. Și, de fapt, foarte mulți mărturisesc că decizia de a-L urma pe Iisus Hristos au luat-o într-o tabără. Colaborarea noastră cu Asociația MIA, cu Iulian Avramescu, cu familia Avramescu, a fost una benefică, a fost una frumoasă. Nădăjdim ca să putem să colaborăm în continuare și aș vrea să vă încurajez ca să vă trimiteți copiii, sau pe voi, copii și tineri, să vă încurajez ca să participați la taberele pe care le organizează MIA.